Mama mia cum arată. E exact cum eu aduc aminte. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Îmi plouă în gură, sincer. Fericire pe fața mea, nu mă pot abține. Sufletelul meu zâmbește acum. Bine că n-a dat teama, Constantin. Apoi Constantine, cu asta m-ai aranjat. Nu ești sănătos. Dragi pofticioși, așa cum l-ați văzut pe Constantin înfulecând de zori din cea mai vestită și cea mai veche prăjitură a neamului nostru, ei bine, dragilor, mi-a venit rândul să fac ceva ce nici măcar bunica n-a făcut. Nu că nu știe, dar n-a făcut niciodată. Iar eu mă încumet să fac pentru prima dată vestita și tradiționala julfă de sărbători. Așa că, dragii mei, țineți-mi pumnii cât se poate de strâns, că mă așteaptă o treabă de zile mari. Ingredientele o să le vedeți cât de curând. Norocul a mea doamnă și-a sacrificat din timpul ei și a ales cânepa asta vreo 4 ceasuri. Pentru că uitați și voi, e mai mică decât orezul și m-a mâncat undeva să o cumpăr din piață. Să-mi fie învățătură de minte. Data viitoare, direct aleasă, direct făină o iau. Dragi pofticioși, înainte de toate vreau să vă arăt cum se pregătește cânepa. Iar pentru asta am aici 1 kg de cânepă, așa cum am spus, aleasă, curățată, cu tot tacâmul. Acum nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-i trag un jet de apă, să o pun un pic să se scurgă și să o las la cuptor la vreo 40-50 de grade câteva ceasuri să se usuce. Iacă ce trebuie să-i faci. Iei cânepa, o pui într-un vas mai mare, apă peste, apă rece de la robinet. Nu trebuie să o lăsăm să se înmoaie, trebuie doar să o spălăm de praf și de mizeriile ce le poate conține. Așa că, repede mâna prin ea și de grabă am să o și scurg. Uite așa. După cum vezi, apa e destul de murdară, așa că o voi spăla de câte ori este nevoie până când apa va ieși limpede. Cam asta este, pofticioșilor. Am clădit-o în vreo 4 ape și uitați și voi, apa este limpede. Acum iau semințele de cânepă și le pun într-o tavă în care am pus un prosop de bucătărie. Iau frumos și le pun aici. Să știți că puteam să fac totul și mai simplu. Puteam să cumpăr semințele de-a gata, adică decorticate, curățate sau chiar făină de cânepă. Însă am vrut să vă arăt rețeta aia veche de la cap la coadă, cu tot greul. Iau și o întind așa frumos, o acopăr și o apăs așa, ca să se ducă din umezeală. O las așa în jur de 10-15 minute să absorbă mare parte din apă, după care am să o dau la cuptor, așa cum am spus, la 40-50 de grade pentru câteva ore, amestecând din când în când și să se evapore toată apa, iar semințele de cânepă să se usuce. Cam asta e șmecheria, cap-coadă cu cânepa. Și da, se găsește din plin, doar că e un pic mai scumpă decât în mod normal. Cred că e cea mai scumpă sămânță autohtonă, dar e cea mai bună, că vorba aia, julfa e unică. Hai cu cânepa, Constantine! Am adus tava, am să pun o folie și acum dau drumul la cânepă în tavă. Iau și o așez în strat, uniform așa, și fuguța cu tava la cuptor pentru vreo 4-5 ore să se usuce bine. Bine, bine, dar nu prăjită, ci doar uscată. Mare atenție! Hai, ne revedem cât ai clipit. Crăciun fără julfă? Unde s-a mai pomenit? Ei bine, pofticioșilor, am aici ingredientele pentru julfă. Da, sunt astea care le vedeți și nimic mai mult. Iar voi o să le găsiți acolo jos în descriere, cantități exacte cu tot ce trebuie ca să vă iasă și vouă julfa. Ce vreau să fac este rețeta de julfă din bătrâni. Aia la care muncești să alegi cânepa, să speli cânepa, să usuși cânepa, să o macini și tot așa. Să vedeți și voi că, dacă pot eu, cu siguranță puteți și voi. Iar acum nu aveți nicio scuză să nu faceți julfă de sărbători. E cel mai bun desert românesc, iar rețeta cred că are câteva sute de ani. Da, atât e de veche și în continuare foarte delicioasă și de nelipsit în preajma sărbătorilor de iarnă. Dragii mei pofticioși, hai să gătim julfă, cea mai șmecheră. Eu o fac pentru prima dată alături de voi, ca și voi să prindeți curaj să faceți această minunată rețetă. Hai la treabă! Știu că bunicuțele nu au planetar și preferă să facă aluatul cu propriile lor mâini. Ei bine, sunt obișnuite cu greul. Noi mai puțin. Și nu zic asta cu răutate, dar dacă tot am luat așa ceva, de ce să nu-l pun la treabă? Și mai știu una, că ce urmează, am de făcut lucru manual de îmi vor sări capacele, căci trebuie să fac și să coc vreo 25 de turte, iar pe asta nu pot să le fac decât manual. Am aici 1 kg de făină. Făină normală. Am să o pun în bol. Am să pun un vârf de sare, mai exact o jumătate de linguriță de sare, pun aici,
Iar aici am 350 ml de apă rece. Am să pun jumătate, dau drumul la planetar și o să văd dacă mai trebuie. Urmăresc să obțin o consistență a aluatului, nici moare, nici tare. Să fie suficient cât să pot să-l întind exact cum trebuie, fără să am probleme cu aluatul. E un aluat, așa cum ai văzut, simplu, din făină, sare și apă. Iau și pun apa și dau drumul la planetar. Malaxarea sau frământarea ar trebui să dureze undeva între 10 și 15 minute. Eu am să la 10 la planetar, dar dacă faci la mână, undeva la 15 minute. Avem nevoie să dezvoltăm glutenul din făină. Drept urmare, trebuie să muncim mai mult ca glutenul să-și facă și el datoria, iar atunci când îl vom întinde să nu avem probleme cu aluatul. Da, mai trebuie și restul de apă și să vedem dacă mai e nevoie de făină sau de apă. Nu este niciun fel de problemă dacă mai pui făină sau mai pui apă. Ideea este să-ți iasă consistența care trebuie. Eu ție am să spun exact câtă apă folosesc ca să știi ce ai de făcut. Am mai pus încă 100 de ml de apă, deci am un total de 450 de ml de apă la 1 kg de făină. Dar am să-ți arăt cum trebuie să fie aluatul ca să nimerești și tu consistența potrivită. Au trecut 10 minute de când aluatul se malaxează, am să-l opresc și haideți să vă arăt ce aluat trebuie să obținem. Exact asta e consistența ce trebuie să obții la acest aluat. Nu e nici prea tare, dar nici prea moale. E potrivit, da? Ăsta e. Acum că ai văzut cum arată aluatul, am să-l fac așa frumos. Ia uitați ce bine s-a făcut. Am să-l las la odihnă, cel puțin jumătate de oră. Pun aici, pun capacul și îl las așa, la temperatura camerei, jumătate de oră, să se relaxeze glutenul, să se întindă și el ca într-o dimineață grozav de bună și să-i dăm bătaie că avem de treabă. Dragi pofticioși, cât aluatul se relaxează, noi dăm înainte cu cânepa. Avem cânepa aici curățată, spălată, uscată, acum nu rămâne altceva de făcut decât să o facem pulbere. Sper eu să ne iasă. E sămânță de cânepă, cum făcea bunica, că pe vremea aia nu găseai decorticată sau făină de cânepă. Așa că, dragilor, dacă vreți să săriți peste pasul acesta, să știți că găsiți de cumpărat și făină de cânepă. Dar, pentru că eu vreau să respect autenticitatea, am zis să o iau pe calea cea mai dificilă. Așa că data viitoare când fac julfă, cu siguranță am să fac direct cu făină de cânepă. Chiar dacă e de 3 ori mai scumpă decât cânepa asta, e bine, prefer să dau un ban în plus decât să stau să o aleg vreo 4 ore și să o usuc alte 4. Așa că time is money, cum se spune, nu? Hai să mărunțesc și eu cânepa la nivel de făină. Mă rog să nu iasă ulei de cânepă, că după aia o să mă apuc de masaj. Umplu cana câte puțin și cu pași mărunți o să depăr și eu kilogramul ăsta de cânepă. N-am ce să-i fac. Să-i dăm drumul. Așa trebuie procedat, așa facem, să nu se încingă, pentru că dacă se încinge cânepa, ei bine, o să facem orice altceva, mai puțin făină de cânepă. Și hai să vedem cum arată. Eu zic că s-a mărunțit bine și exact asta trebuie să obținem. Pun aici și continui. Uitați și voi câtă treabă mă așteaptă. Acum clipiți, abonați-vă dacă nu v-ați abonat și eu am terminat cu cânepa. Pofticioșor, n-a durat mult. Vreo 5 minute și am scăpat de treabă. Am făcut transferul. Acum voi trece din nou la aluat, voi forma turtele sau, mă rog, cioieșiele, după care le coacem și revenim apoi la cânepă. Până atunci, stăm liniștiți. Aluatul s-a odihnit. Am să-l iau, să-l scot. Se întinde foarte bine, înseamnă că glutenul și-a făcut treaba. Și am să-l porționez în 25 de bucățele. Iar pentru asta, am să-l fac așa un șnuruleț mai lung, în genul acesta, și hai să înceapă distracția. Iar pentru a obține bucăți cât de cât egale, o să merg pe ideea de jumătate, din nou jumătate, din nou jumătate, până când obțin 25-26 de bucăți de aluat. Aici, cam asta e jumătatea, din jumătate, încă o dată în jumătate, și încă o dată în jumătate, și încă o dată în jumătate. N-am avut încotro și le-am cântărit. Au 50 de grame fiecare, așa că le iau și le formez în biluțe. Așa. Și imediat ce termin cu biluțele, le iau la întins. Pofticioșor, acu-i-acu, să transform biluța asta mică într-un cerc cu diametru de 30 de cm. O să fie interesant. Și când stau și mă gândesc că mai am aici încă vreo 24, cu asta 25, avem treabă. Hai, hai să-i dăm drumul să nu ne prindă Crăciunul. Puțină făină. Și l-am împins cu ea.
Da, cred că asta e. Mai am încă 24 de făcut și termin. Eu și-o acopăr cu un prosop de bucătărie, pun așa puțină făină aici și o întind frumos aici. Hai, continui, mai am încă 24, când le termin pe toate, revenim și continuăm cu julfa. Să nu ne prindă Crăciunul, nu? Suntem harnici. Am ajuns aproape la jumate, îți terminat de cât sport am făcut și mai am un pic. Un pic și termin. Dar vreau să vă arăt un truc pe care puteți să-l folosiți atunci când faceți aceste turte. Dacă luați totul cu multă făină, să știți că aluatul se întinde foarte, foarte bine. Și uitați aici, pun făina aici pe mijloc și încep. Iau și-l întorc. La fel făină pe mijloc și întind. Șmecheria care e? Dacă pui făina pe mijloc, atunci când presezi cu sucitorul, ia aluatul de pe mijloc și îl întinde pe exterior. Ia așa. Ia uitați ce simplu e. E de muncă, nu e simplu, dar îți ușurezi munca cu micile șmecherii pe care le vezi. Și uite foaia cum arată, e foarte subțire, potrivită pentru julfă. Pun aici. Chiar dacă se rupe aici pe acolo, nu e niciun fel de problemă, pentru că ea va fi coaptă. Așa că stai liniștit, totul va fi acoperit până la urmă și va rezulta renumita julfă. Hai, dau mai departe că mai am câteva boabe de astea și termin. Și ultima, pofticioșilor, ca să vă zic așa, e mai greu să întreții freza decât să faci aluat. Așa că hai să terminăm că tare m-am săturat și de freză și de aluat. Uite așa, fără să apăsăm. Facem ultima foaie și gata, pofticioșilor. Asta este ultima foaie, a ieșit cum trebuie, subțire e, e pregătită pentru a fi coaptă. Adică ăsta e și următorul pas. Ia uitați, pofticioșilor, munca mea de o oră. Am petrecut undeva la 2 minute și jumătate pentru fiecare foicică de asta pe care o vezi aici. Așa că ne armează de cu răbdare și cu forță, dragilor, că e nevoie. Am 25 de bucăți, ce trebuie să fac acum? Trebuie să le iau rând pe rând și să le coc. Da, să le coc la cuptor la 180 de grade, căldură de jos și de sus, pe rândul din mijloc și pe fundul tăvii. Nu mult, vreo 3-4 minute aș zice eu la temperatura asta, dar cuptorul o să fie deja preîncălzit. Și se dăm tare, câte o foaie la 180 de grade. Iau foicica, pun foicica, plec cu foicica și mă întorc după 3-4 minute. Fac așa până termin herghelia de foi. Constantine, nu mă ajut și tu? Nu mă, că eu editez! Și ia uitați, primul chips e gata. Ia cătă așa arată. Asta trebuie să obținem, mai exact, încă 24 de foi de genul acesta. Nu e nici arsă, e exact cum trebuie să fie. E un fel de mega chips. Da, ia că așa trebuie să fie. Uscat, iască. O pun aici și continui. Și am plecat cu ea. Ne vedem după ce dau toată tura. One eternity later. Gata, turtele, gata și freza, dragii mei pofticioși, mergem mai departe. Turtele ce le-am făcut la cuptor trebuie să le lăsați să se răcească treptat, să se usuce bine, bine, bine. Așa că, dragi pofticioși, uitați cum arată acest mega chips. Da, îl vedeți și voi, e aici, am 25 de bucăți, acum să-i dăm drumul la făcut crema de cânepă. Da, pasul următor. A venit momentul să pregătim caimacul sau laptele de cânepă. O să fie tare interesant, că merg și eu băbește precum rețeta. Așa că, din ce am înțeles de la buna mea prietenă, am să pun cânepă în acest bol, pun și eu vreo 4 linguri, după care am să pun vreo 4 polănice de apă. Apa trebuie să aibă în jur de 70 de grade, să nu fie clocotită. Dacă cumva ai scăpat-o în clocot, pune puțină apă rece și o mai temperez, să ajungă acolo la temperatura optimă. Iau și pun vreo 4 polănice de apă. Și începem amestecarea. Am să mai pun vreo 2 polonice. Oala e plină, are vreo 6 litri. Eh, vedeți lăptișorul ăsta? Ăsta ne interesează. Acum am să iau acest lăptișor cu cânepă și am să-l aduc aici și îl voi scurge. Am să-l scurg printr-o sită deasă să aleg laptele de cânepă. Și dăm drumul. Dăm așa puțin să se ducă. Luăm frumos înapoi în bol. Venim aici, turnăm înapoi, spălăm sita și ghiciți ce? Fac treaba asta până când apa ce o pun peste cânepă va ieși incoloră. Așa că vă înțeleg dacă doriți să cumpărați julfă sau să o primiți de-a gata, că e treabă ca la balamuc. Of, sărbătorile astea! Ce nu facem noi pentru o gură de plăcere? Hai, continuăm și iarăși torn. Venim înapoi în bol,
dau cu apă peste ca să pot strecura din nou și iar amestec. Da, dragilor, așa se face julfa de cânepă. De-aia mulți dintre pofticioși preferă să o facă din nucă, că nu e atâta treabă cu ea. Da. Și iar la scurs, e din ce în ce mai bine. Sita a început să iasă mai curată și cred că asta e și ultima spălare ce eu atribui. Pofticioșilor, cam 4 spălări de tură. Am pus 4 polonice de cânepă, am pus pentru prima dată 4 polonice de apă, după care celelalte 3 spălături am pus câte 2 polonice de apă, am amestecat și am pus acolo. Nici prea multă apă n-ar trebui să irosim, așa că 6 litri ar trebui să ajungă. Am obținut primul litru de lăptișor de cânepă. Ia uitați și cânepa spălată cum arată, s-a negrit, așa trebuie să arate. Iar dacă mai vreți un sfat de la buna mea prietena, ei bine, nu aruncăm cânepa aceasta și mergem în livadă și ungem trunchiul copacului cu cânepa asta, ci că le face bine. Iar la anul putem face mai mult cidru, mai multe miere pentru iarnă, mai multe miere la borcan și tot felul de bunătăți. Deja știu ce am să fac pe la 12 noaptea. Cu siguranță mă duc la un copaci. 2 hours later. Pofticioșilor, unii mulg vaca, eu am mulg cânepa. Am aici la lăptișor de cânepă ceva de speriat. Am pus vreo 6 litri sau întors 6 litri. Haideți să vă arăt și cum arată acest lăptic. Ia uitați, dragii mei. Na, spuneți voi că nu-i lapte adevărat. Ia uitați și voi. Și așa e tot, e dens de jos până sus. Uite așa. Acum știți ce urmează? Să-i dau drumul la foc. Da, să pornim din nou focul. Pentru că din acest lăptișor vom obține crema de cânepă. Da, avem lapte și urmează crema. Sau caimacul de la cânepă. Așa că stai alături de mine și am să-ți arăt pas cu pas cum să faci julfă la tine acasă de sărbători. Că la mine e prăpăd de-a binelea. Am uns o grămadă de vase, dar ce să zic, îmi face plăcere că gătesc pentru voi. Am să las un foc moderat până când începe să fiarbă, dar atenție, nu trebuie să dea în clocot, Doamne ferește! În momentul în care vedeți că dă semne că începe să fiarbă, reduceți focul la minim, minim minimorum, pentru că din acel moment se întâmplă minunea. Din acel moment apare caimacul și noi trebuie să pescuim tot acel caimac. Am să vă spun și secretul, cum vă dați seama că e gata de preluat caimacul de pe oală. Așa că nu pleca nicăieri, căci acum e cel mai important pas pe care trebuie să-l vezi. Deja văd mișcare aici în oală, am să dau focul la minim și am să încep să spumuiesc la momentul potrivit. Uitați, deja începe să se aleagă caimacul, îl vedeți aici deasupra. Dragii mei pofticioși, din momentul în care veți vedea că se sparge caimacul și apare o spumă albicioasă, atunci înseamnă că e pregătit de a fi luat, de a fi preluat din oală și pus deoparte. Da, ăsta e micul secret ce vi-l dau legat de acest caimac. Când vedem că apare acea spumă albă, adică se rupe ce e aici și apare spuma aia albă, încă așteptăm, așteptăm și ia uitați, deja aici a început să apară. Îl vedeți, da? Acum trebuie preluat. Asta e. Ia uitați. Jântuiala asta, crema, creme de la creme. Uite așa, luăm rând pe rând tot, să nu rămână nimic, toată spuma aceasta ne trebuie. Cu spuma aceasta, cu crema asta, cu caimacul acesta vom face julfa. Nu știu cum au ajuns străbunii noștri la rețeta asta, dar trebuie să recunosc că tare inventivi au fost. Am făcut prima preluare și trebuie să recunosc că e o noutate și pentru mine. Se pare că mai apare încă o dată caimacul, așa că lasă să fiarbă în continuare până când apare din nou deasupra spumă. De data aceasta e ca o spumă de lapte și mare atenție, această apă nu se aruncă, căci în ea vor face baie nimeni altele decât turtele alea. Da, da, alea 25 pe care le-am copt și am trudit la ele. Da, eu zic că suntem gata aici, am luat tot ce s-a putut lua. Îl dau deoparte și aduc totul lângă mine ca să ansamblăm cea mai șmecheră julfă pe care ați făcut-o și am făcut-o vreodată. La mine e prima, la voi nu știu. Iar dacă sunteți mari julfiști, lăsați-mi și voi acolo jos în comentarii părerea voastră despre cum mă descurc. Hai să-i dăm drumul că mai avem puțin și simt că terminăm, că am muncit azi ceva de speriat. Pofticioșor, a venit vremea esențelor. Am aici caimacul de la cânepă și aici am o fiolă de esență de vanilie și o fiolă de esență de rom. Am să pun ambele fiole aici, uite așa, pentru că știți cu toții, julfa trebuie să aibă arome și nu trebuie să lipsească vanilia și romul. Și acum să pun și pe cea de vanilie și am să iau să amestec ca să se aromatizeze totul foarte bine. Mamă, cum miroase, cum miroase, deja îmi plouă în gură, numai când mă gândesc că voi mânca julfă cât de curând.
Acum pregătesc totul și dăm drumul la asamblat această julfă minunată. Și uitați ce am aici. Am un inel suficient de mare cu pereții înalți în care voi asambla julfa. În această tavă am pus și foaie de silicon și peste voi pune și o hârtie de copt. Motivul pentru care fac acest lucru este că va fi ușor de montat dintr-o parte în cealaltă. Pur și simplu prind hârtia de copt și trag toată julfa pe platou. Și voi aduce lângă mine tava cu restul de zeamă de la cânepă, în care voi cufunda turtele, după care începem. Turtă, cânepă, zahăr, nucă. Turtă, cânepă, zahăr, nucă. Și tot așa ținând ritmul până ajungem la ultimul strat. Adică stratul cu numărul 25. Masa plină, ăsta e semn bun. Hai să pun și acest zer de cânepă, că altfel nu-mi vine în minte să-i mai spun. Îl pun în această tavă. Am nevoie de o tavă mai largă ca să pot cufunda acele turte. Uite așa. Și hai să vedem dacă ne descurcăm. Am aici primul chips pe care ar trebui să îl cufund aici. Așa. Doar o mică baie. Și când se înmoaie, îl luăm. Ah, ce frige. Și le iau și îl pun aici. Ia așa. Dacă vrei poți să-i pui și, uite așa, ca să fii sigur, îi mai pui puțină zeamă pe interior. Nu multă, atât, numai cât să-și tragă. Apoi am să iau caimacul de cânepă și am să pun frumos să fie acoperit tot. Se întinde foarte bine, mai pun puțin, așa, să fie peste tot. Primul strat e gata, aici am nucă. Nucă se pune, cum ar zice lumea, din zgârcenie, adică nu-i nevoie de multă. Și doar așa, presar pe aici pe acolo, pentru o ușoară consistență și o aromă specifică nucii. Eu am aici jumătate de kilogram de zahăr pe care am să-l pun la fiecare strat ce-l fac. Și ordinul a fost ceva de genul, să nu care cumva să te zgârcești la zahăr. Așa că după calculele mele cred că ar trebui să pun cam 20 de grame de zahăr la fiecare rând ce-l fac. 25 de straturi, așa că am treabă. Hai! Uite așa, împrășteat să fie peste tot. Cam asta e primul. Ia următorul chips. Îl bag în zeamă, îl iau și îl pun peste. Uite așa. S-a așezat foarte bine. Acum cânepă. Iau și întind frumos peste tot. Uite așa. Nucă, ca la zgârciți. Și zahăr, ca să îndulcim. Și dragii mei pofticioși, ne vedem la rândul 25 ca să nu vă mai plictisesc. Hai să-i dăm drumul la treabă că mai am depus încă 23 de rânduri. One eternity later. Gata pofticioșul, ultimul strat și am scăpat. Îmi ajunge. Îs sătul de straturi și de numărul 25, ceva de speriat. Acum, hai să întind ultimul strat de cânepă. Uite, așa-l dăm bine. Pun și ultima nucă rămasă. Să pun așa peste tot. Și ultimul zahăr rămas. Punem așa frumos să fie. Pofticioșor, o vedeți? Asta va face sărbătorile și mai minunate. Ia uitați și voi aici, munca mea de o zi arată splendid, miroase splendid și abia aștept să mănânc. Și da, dragilor, am mai adăugat un cuvânt la cele patru care le știam. Splendid! Acum, ce rămâne de făcut este să o dau la rece și fiți atenți aici, vă mai dau un pont de la sursă, direct de la sursă. O dăm la rece, lăsăm să se tempereze și când s-a răcit cât de cât și suportă frigiderul, o luăm și o băgăm la rece. Dacă o lăsăm peste noapte afară, cânepa tinde să se amărască. Așa că fii atent să nu greșești acum pe final. O lași să se tempereze, o iei și o bagi la frigider. Și o lași acolo fără nicio problemă până a doua zi. Acum, dragii mei pofticioși, mă duc să mă întind că nu mai pot. Îs terminat de-a dreptul. Am muncit la julfa asta, de mi-a ieșit pe ochi. Așa că, dragi pofticioși, ne vedem mâine cu degustarea. Hai, că nu mai pot, îs frânt. Ia cătă-o, pofticioșilor. Ia cătă-o. E gata. A stat peste noapte la frigider și acum sunt pregătit să o gust. Alături de voi, evident, că vorba aia vin sărbătorile și trebuie să vă spun și vouă cum este. Dar nu prea mi-aș dori să vă trimit julfă că e mult de muncă. Așa că trebuie să-mi iasă din prima, că altfel am pus-o. Acum, sincer să vă spun, pofticioșilor, trebuie să fac o manevră. O manevră destul de riscantă și sper eu și mă rog eu să-mi iasă, că altfel nu m-aș vedea bine. Și ia cătă ce vreau să fac. Dacă nu mi iese, cu scuzele de rigoare o să mâncăm ce rămâne. Dar eu zic că până la urmă va ieși ceea ce trebuie. Așa că, am emoții. Am să fac o întoarcere la 180 de grade cu mare, mare grijă. Așa. Opa, așa.
am să iau tava, am să pun cealaltă farfurie, din nou întoarcere la 180. Și suntem teferi și nevătămați. Hai să iau capacul, mă rog, farfuria, iau și centrez julfa acolo unde trebuie și îi dau așa puțin cu cuțitul. N-ar trebui să fie probleme, dar e mai bine să mă asigur că totul e bine. Acum dau drumul la inel și sunteți pregătiți? Că eu sunt. Hai să vedem ce a ieșit după o zi de muncă și alte 12 ore de așteptare. Ta-da! A? Băi, dar arată fain, tare, mă! Arată splendid, arată nemaipomenit, wow! Zici că-i tort! Momentul mult așteptat, tăierea. Mie îmi place enorm cum arată, sper că gustul să fie pe măsura așteptărilor, așa că hai să-i dăm drumul. O filie generoasă, da? Nu ne jucăm, că avem de unde. Are în jur de 4 kg această julfă și avem de unde. O să tai încet și cu emoție, că e prima. Înghit în sec. Și hai să vedem. Cum e, dragilor? Wow! Wow, cum arată! Wow! Mama mia, cum arată! Mamă! Să văd toate straturile, toate straturile. Wow! Dragi pofticioși, dragi iubitori ai mâncărilor tradiționale, am aici în față cea mai vestită și cred că cea mai veche rețetă pe care am putea o face. Nimeni alta decât renumita și speciala prăjitură de Crăciun și anume julfă. Da, își merită locul printre cele mai bune și cele mai delicioase deserturi de la noi. Acum, ce să mai zic, arde în răbdare să gust această julfă și să vă spun și vouă cum e, că îmi plouă în gură de ieri de când am pus-o la frigider. Acum, hai gata cu vorbărea și să degustăm această minunată julfă. Nu vreau să stric bunătate de straturi, tai și eu cu cuțitul, că uitați și voi aici ce straturi frumoase, ce înaltă e, ce aspectoasă e. Mi-am dat silința pentru voi să iasă minunată. Ia să vedem. Mamă, mamă! Îmi plouă în gură, sincer. Și hai. Am un pic de emoții. Exact cum mi-o aduc aminte. Mamă, 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 mamă. Mamă, ce felie. Wow. Fericire pe fața mea, în creierul meu, tot corpul meu vibrează de atâta plăcere. Wow, wow, wow! Își merită fiecare secundă ce o trudești la această prăjitură. E nemaipomenită, nemaiîntâlnită și da, dragilor, merită. Merită să ai așa ceva pe masă de sărbători. Nu mă pot abține, vreau să mai iau că arde nerăbdare, sincer să vă zic, totul e la superlativ. Sufletelul meu zâmbește acum. Nu îmi pot imagina cum ne s-au gândit străbunii noștri la așa ceva. Nu pot. Dar cel care a inventat această prăjitură își merită locul în rai pe deplin. Fantastică, fantastică. Wow. Prea bună, prea grozavă. Dragii mei pofticioși, știu că e greu să o faceți. Dacă o să respectați cele spuse de mine în această rețetă, o să mă pomeniți tot restul vieții voastre. E de departe cea mai bună prăjitură pe care eu personal am mâncat-o vreodată. Și nu vorbesc prostii deloc. E ceea ce trebuie și așa ceva clar nu trebuie să lipsească niciodată pe mesele de Crăciun. Dragii mei pofticioși, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături și că mă susțineți. Ce să mai zic, până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă, rămâneți de amintiri și mereu pofticioși. Să nu uitați că sunteți iubiți și v-am pe toți aici aproape. Wow! Wow cum e! Mamă, bine că n-a dat teama Constantin, că chiar mi-era ciudă. E senzațională. Mă duc să-i dau și lui că sigur linge ușa în așteptarea unei asemenea prăjituri. Wow! Stai mă ușor, nu stai pe mine! Ei, alu, mă, stai! Oameni, mai!